A, noroc, aveți o țigară? Nu aveți. Bine, cu ocazia asta poate mă las și eu. Bună seara. Să vă explic de ce am venit aici. Că vă dați seama, eu puteam să stau acasă să-mi beau apa minerală, liniștit, dar nu. Nu, eu am ales să vin la televizor ca să transmit un mesaj. Iar mesajul meu e următorul. Îi rog pe domnii din UE, în special pe nemți și pe olandezi, să ne primească și pe noi în Schengen. Eu promit să nu fac urât, că eu știu că lor le frică de noi, că își îndeamnă toți electoratul să le fie frică de noi, dar eu nu, că mă port frumos, promit de data asta, că gata, nu mai sunt pe scandal. Și ce dacă am băut? Da, am băut niște apă minerală, recunosc. Și am mai servit ceva pe lângă, dar nu contează. Eu dacă vorbesc un pic ciudat, e din cauza că am amestecat, da? Mai gata, data viitoare nu mai fac greșeala asta. Mă abțin să mai bag și apă. Avea, vreau să-mi vine înapoi de la bule, avea bule și de asta vorbesc și mai ciudat că m-am balonat un pic. Bine, mă rog să zicem că și de la alcool, dacă insistează. Dar ce dacă am băut? Domnii din Schengen n-ar trebui să se teamă de mine, că eu dacă am băut, eu sunt mai prietenos. Eu cred, sper. Că vă seama, eu nu mai simt minte nimic a doua zi. Dar asta chiar nu înțeleg de ce nu ne primesc în Schengen. Că doar îndeplinim toate condițiile tehnice. Când ce, miroase gura? Nu mi se pare. Poate un pic apă minerală. A bule. Da, dar nu văd de ce ar deranja mirosul de apă minerală. Pe bune acum, că de ce nu ne vor în Schengen? E ceva personal? Am greșit eu vreodată față de vreun politician olandez? Acum m-a salutat pe stradă și eu n-am răspuns, adică, nu știu, l-am lăsat cu mâna întinsă când voia să dea noroc cu mine, să zică că rezolvăm, dacă e. Numai să ne primească odată în Schengen. Și vezi că parcă după ce ne primesc în iarnă, acum ne dăm seama că n-a meritat așteptarea. Mi-e de asta, mi-e ce mai frică. Că nu e mare lucru Schengenul ăsta. Hai, te scapă de niște controle la graniță, că nu mai arăți buletinul când te într-o țară în alta. Dar nu e mare scofală. Așa, ca principiu, știți că doar pe noi și pe bulgari nu ne primesc, deși n-au niciun motiv. Și te simți așa exclus, știți cum zic? Acum, cum? Că ei sunt deștepți și noi suntem proști, sau cum vine asta? Dar dumneata, cum ai intrat aici? Ce, asta, ce, e o problemă? Eu am venit aici, domnul pădurarul, să zic pădurarul, și ce am pe suflet. Ce durnește? Haide mă, băi! Stai, domnul! Ești afară! Mai am un pei de zis aici. Ești afară! Unde e libertatea de exprimare? Haide mă, că vorbim mâine dimineață când tu ai trezit. Eu vreau să zic aici. Ce să zici, ce? Mă, hai afară, ca lăsați-mă să nu mă... Lăsați-mă în pace, dar cum adică afară? Voi ați intrat în Schengen înaintea noastră și mă dați afară? Ce Schengen, mă? Cât ai băut, mă? Cât am putut. Ieși afară. Ies, da, pentru că vreau eu. Că vrei, hai, că vrei. O țigară? Nu fumez, hai, afară. A, că ieși.